Bună ziua! Bine ne revedem în vechea formulă. Cu 16 consilieri prezenți din totalul de 21, putem să începem. Primul proiect de ordine de zi, proiect privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Supunem la vot cine... Este vorba de ultima parcelă de teren pentru sensul giratoriu pe care o luăm de la OND, tot ca sponsorizat de la Primăria Municipiului Roma. Și cu aceasta am reușit toate terenurile să le adunăm la primărie, ca să spun așa, de la toți partenerii de acolo din, jur. Dacă nu sunt discuții, întrebări, supunem la vot cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea unui imobil. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Domnul primar, să ne explice. Aviz favorabil. Da, să vă explic despre ce e vorba. Este vorba despre clădirea, fosta clădire a Coscomului pe urma Paservului, a Paservului și acum a Paservului, cei care și-au sediu acolo. Este scoasă la licitație de către executor. Această clădire găzduiește stafful și aparatul executiv și tehnica a Paservului pe zona romană. În momentul în care noi ne-am exercitat, și aici e o consultare, dacă ne putem gândi și o hotărâ împreună, în momentul în care ne-am exercitat dreptul de preemțiune, ar trebui să o cumpărăm la o sumă de 5 miliarde și ceva, adică mai mult decât am dat pe casa celibidache cu tot cu proiect. Iar în continuare, clădirea ar trebui să rămână să o folosească apa servul. Noi am gândit că n-ar avea sens să băgăm de la Consiliul Local niște bani acolo, pentru ca pe urmă să fie folosită de către altcineva. Este o companie, pentru că mă zice, domnule, ne-o dați ca aport la capital. Adică băgăm noi banii și o folosesc alții. Eu am gândit, domnule, este o companie puternică, să plătește apă și în roman, să poate cumpăra de către companii. Dacă tot vor să o folosească, de ce să o cumpere, Consiliul Local din banii lui? Despre asta este vorba. Sigur că pot fi discuții, eu sunt de acord să analizăm orice punct de vedere. Eu am discutat și cu juridicul și cu economicul. Dacă ar fi fost ceva pe care să luăm și să folosim noi, ar fi fost o chestie. Mai mult decât atât, această clădire are nevoie de foarte mare reparații la structură, are probleme de structură, ceea ce eu cred că ar mai trebui încă cel puțin 100 de mii de euro ca să o pui pe picioare. Atunci eu am zis așa, dumne, dacă este o companie județeană și puternică, și să o cumpere, să o reabiliteze și dacă tot vor să o folosească, decât să o cumpărăm noi și ei să o folosească, pe urmă noi să fim aport de capital, să le dăm, adică cu adine, în mod gratuit. Asta este logica și ăsta e adevărul. Dacă sunt alte întrebări sau discuții, sunt dispus să analizăm orice variantă, cum credeți dumneavoastră, cât mai bine. Nu am vectorizat în mod necesar neapărat această idee. V-am explicat logica pentru care am propus neexercitarea dreptului. Dacă aveți alte opinii și discutăm, chiar nu am în plus niciun fel de particip. Decât v-am spus care ar fi din toată baza acestei discuții. Vă rog. Mai am o întrebare. Dacă ar cumpăra o municipalitate, nu poate fi închiriată la păi, Paserv. Deci, iau o chirie în sensul că dacă devine, automat devine și aport de capital, municipalitatea nu mai are niciun lec. Exact. Dar dacă poate fi închiriată, deci da, să fie... Da, vă explic și cele două variante. E foarte bună întrebare. Cele două variante sunt următoarele. În momentul în care am cumpărat-o noi și ca să o închiriem, ar trebui să o reabilităm tot noi pe banii noștri și să o închiriem. Dar ca să o repare ei pe banii lor, nu au voie să repare un spațiu închiriat, ci doar pe cel care îl dețin. Și atunci ar trebui în mod obligatoriu să dăm ca aport de capital.
atunci ne-ar costa dublu de lat dacă am face acest lucru, iar o chirie pe care am dat-o, probabil, ai recupera banii ăștia în 30 de ani de zile. Oare lucrurile nu știm cum o să se miște în viitor vis-a-vis de aceste companii și servicii de utilități. Poate la un moment dat va fi o altă rațiune și o altă strategie de a ne gestiona singur. Și atunci, sigur că ar fi o investiție majoră pe care ar folosi-o altcineva o perioadă destul de lungă de timp pe banii Consiliului Local. Cum ziceți? Terenul e proprietatea noastră? Sau urmul local, un cartofer sau un terenul? Păi, cu totul. E clădirea care a fost la scoasă la executare. Noi ne-am luat. Ce a fost data trecută, ați votat serile, ce am mai avut pe sus, am mai luat niște lucruri. Deci am crezut că ne trebuie în mod esențial și ne putem folosi noi în beneficiul municipalității, am luat. Ceea ce am zis că luăm ca să folosească alții, mai mult decât atât, v-am explicat că dacă ar fi o chestie la cheie, hai că poate am gândit și am încercat să facem. Dar acolo e nevoie de băgat și doamna consilier Cavric știe foarte bine că a lucrat o perioadă de ani. Clădirea arată ea într-un fel așa, dar e destul de șubredă, adică trebuie băgat bani la consolidare acolo. Pentru exercitarea acestui este termen limită, vă mulțumesc. Da, da, da. De asta am și venit acum. Da, da, sunt, ia, da. E, în momentul de față se desfășoară activitatea apaserului. Da, da, funcționa. Nu, nu, n-ai gând de ce să faci, că așa o mers. Ia, e... Și eu am zis, domnule, doar din Roma nu mută nimeni. Dacă este un interes major să o cumperi, să o folosești, să o reabilitezi. Și dacă mai târziu, o altă dată, se vor schimba lucrurile, o să o cumpărăm atunci, gata, reabilitat după o negociere justă. Fie bani mai mult. Da. Mi se pare normal de acceptarea dreptului de cumpărare, pentru că, ca o societate care este totdeauna pe profit, poate să permită să-și cumpere. Una, să vă amintiți că eu ce așa profițăm, să se poată să-i folosească din profit, nu să le iei sub formă de premii și astea. Mi se pare cea mai bună idee. Da, eu m-am gândit la interesul primătate, exact cum v-am spus, la interesul nostru, la municipalități și a Consiliului Local, ca și executiv local care să-și... Atunci am zis, domnule, dar adică să o luăm acum noi și o ia alții, s-o ia, sau dacă nu o să se vândă, și o să mai facă niște pași, o să vedem unde să ajungă. O să mai primește, o mai scade. Da, atunci putem face o altă logică, să avem o altă, un alt raționament. Dar în momentul de față, pentru prețul care este acum, 100 și ceva de mii de euro plus TVA-ul, îmi spune destul de mult. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, unanimitate s-a aprobat. Aceasta declară închisă. Vă mulțumesc frumos pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru că nou Consiliul nu a intrat în funcție, tot Consiliul vechi este cel care își exercită atributul de executiv local. Am înțeles că spre sfârșitul lunii probabil vor fi instalate consiliile locale și Consiliul Județean, după ce își vor depune toate partidele, rapoartele financiare și vor fi publicate în monitor oficial, ceea ce cred eu că mai e de durată, deși se auzea că s-ar putea să fie la sfârșitul acestei săptămâni, nu va fi la sfârșitul acestei săptămâni, probabil pe la sfârșitul săptămânii viitoare, domnul secretar, nu? La Roman, 24 iunie, ora 10. Da. E o prognoză, ca să zicem așa, că a fost prognozată și vinerea asta. Cititor de numărul ăla. Da. Așa încât... Așa încât eu vă mulțumesc frumos pentru disponibilitate și pentru toată colaborarea bună pe care am avut-o. Vă urez mult succes în viață, în familie, în profesie și în toate celelalte activități pe care le desfășurați. Să ne vedem cu bine și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Mulțumesc!